Bine v-am găsit la Garry's Mod, domnilor. Nu știu, adică cred că mulți dintre voi știți jocuri. Acum, mă gândeam, oare jocul ăsta e diferit de Minecraft? Adică știu că foarte mulți oameni au jucat Minecraft la viața lor. Să nu, bă, poate jocul ăsta e diferit de Minecraft? Păi, hai să nu, în primul rând avem armele. Care, da, putem să spunem că sunt diferite. Mai să dau și ce am înțeles pentru pentru filmare. Bun, deci hai să nu. Avem armele, jocul e tot un fel de Minecraft. Bineînțeles, avem această consolă ca în Minecraft. Se poate vedea aici consola cu comenzi, bineînțeles. Și Garry's Mod este un joc sandbox cu mai multe moduri și skin-uri. De exemplu, uite, hai să spunem că avem NPC-uri. Până și Minecraft-ul are sandbox, nu știu, are și spora sa, ca Minecraft știți voi când vreți să puneți ceva. De exemplu, am pus zombiul ăsta care vrea să mănânce fațara ta. Și what the fuck is this? Pleacă, gata, am făcut să coace. Acest joc este cu engine-ul de la Half-Life 2. Probabil unii dintre voi ați observat engine-ul de la Half-Life, dar la mine, sincer, jocul l-am dat pe setările maxime, cele mai hard tot. Pleacă. Si vedeți și voi că sunt hackerabil ca în Half-Life. Da, și tot la fel ca în Minecraft poți să, nu știu, să construiești, poți să ai skin-uri, de exemplu. Cum am skin-ul ăsta de terorist din, na, bineînțeles din Counter-Strike. Că tu te duci pe M, parcă. A, nu, pe M, pe N. Pe Q, cred că era. Nu mai știu pe ce buton în film. Poate să ne aduc eu minte, bineînțeles, să ai rachete. Oare nimeni este? Nu cred. Da, să-i spunem. Mai avem și aici, bineînțeles. Credeam că vine spre mine. Mai avem și aici arme ale jucătorului pe care poate să încerce. Nu prea să voi pun aici. Și de exemplu, uite, vedeți, acum am zis că suntem în cantă asta de la Jeffrey Droger. Acest maură chiar arată bine cuțitul. Vă dați seama că arată bine. Și zoc. Poți. Acest e fain asta. E un zoc amuzant. Da. Adică trebuie să recunosc. Cei de la Valve chiar mă bucur că am făcut acest zoc, pentru că până la urmă, că am vrut să fac un zoc gen ca Minecraft-ul. Bine, Minecraft-ul a apărut. Deci mai întâi s-a lansat jocul ăsta, da? Se pare a apărut Minecraft-ul. Acest joc a apărut în 2004, dar un joc foarte vechi, dar îți primește mereu update-uri la grafică și la toate chestiile. Deci să nu uităm asta. Eu uite, mai armă, care pot să zic că destul de impresionantă. Gata. Deci aici, gata. E Counter-Strike, frate, ce să mai zici. Jocul chiar e fain, vă sugerez pentru cei care nu știți, puteți să-l cumpărați pe Steam sau să-l luați crăcuit, că na. Pentru cei care nu cumpărați. Și ce e fain la jocul ăsta e că nu-i pic sărac, mai că și poți să tragi, poți să spawnezi ce vrei tu, poți să te mai duci de la, nu știu să zic, la WhatsApp, că bineînțeles că cei de la Valve au WhatsApp și dai și că dacă l-ai cumpărat poți să instalezi tot felul de chestii care ți-i stăți prin cap. De exemplu, dacă vrei să ai, nu știu, să ai un skin cu Scooby-Doo, poți să ai un skin cu Scooby-Doo. Dacă vrei să ai o hartă cu Scooby-Doo, poți să ai o hartă cu Scooby-Doo. Și tot felul de chestii, tot felul de nebunii. Bineînțeles, mai poți să spawnezi NPC-uri, poți să schimbi skin-ul, dar nu mai știu pe ce schimbam skin-ul. Sincer, nu mai știu, băieți, îmi pare rău. Că vreau să vă arăt, n-ai să le dacă apăsă pe butoane random. Nu stai chat-ul, nu am nevoie de ce să aia, să scriu ceva. Ai de capul. Nis. Zocchia mi se pare destul de smecher, adică.
să spawneze NPC-uri. Bine, se vede că e pentru cei care au jucat Half-Life 2, știți deja că seamănă foarte mult cu Half-Life. Dar eu vreau să încerc să vă jucați, gen dacă nu aveți ce faci sau altceva. Poți să te distrezi dacă vrei. Aia se zice că poate vrei să omori zombie. Te duci aici la zombie, enemies, aliens. Spawneți câțiva zombie de-astea. Da. Îi spawnezi și gata, poți să te distrezi, n-ai treabă. Ia uite, pop. Full hole ți-a dat. Sau nu știu, aș zice că mai spawnăm câțiva zombie aceia. Și spawnăm peste ea. Pentru că vreau să mă joc cu arma aia. Jocul e fain pentru că n-ai un mod, e modul ăla de sandbox. Cred că s-a spawnat de care mă numesc. Da, uite. Că chiar vrei să te să vă jucați dacă n-a, chiar chiar vrei să vă distrați, asta să spun. Pentru că jocul ăsta chiar e distractiv. Adică nu știu ce nu s-a distanță, că să fie în moment. Are vreo cât n-a te mai plisești, că n-a te mai plisești de un joc. Dar și ce joc ăsta chiar e mai... Da. Și când eu cu chestia asta cu jocul ăsta, pentru că... Dumnezeu, mamă, ce e aici, bă, doamne? What the fuck, ce e aici? Bă, deci aici e cadavre peste cadavre.